Bun găsit, dragi prieteni ai sportului, sunt Elus Frigescu și vă propun o nouă emisiune sportivă a postului televiziune Capital TV. Emisiunea de astăzi o dedic artelor marțiale, de spune că iar arte marțiale, desigur, nu toți au această opinie, ci dușmanii sportului în general, dar pe 1 iunie, ziua copilului, a avut loc la sala școlii numărul 5 din Petroșani, competiția dotată cu Cupa Văjiului la Taekwondo, sub organizarea Clubului Sportiv Panterele Negre, condus de domnul profesor Ionuț Lascău. Deci asta este principalul motiv pentru care am conchis să îl invit din nou în studiul lor postului televiziune pe Ionuț Lascău. Bună ziua, domn profesor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine, ne-ai regăsit că tu ești un familiar la postul televiziune Capital TV, o să spunem și rațiunea, o să vedem. În emisiunea de astăzi o să vedeți înregistrarea de la Școala Generală numărul 5 din Petroșani. Eu sper să fie edificatoare asupra intențiilor mele de a mediatiza și motivul pentru care tot mediatizez acest sport care ia amploare la nivel național. Ce ați urmărit prin această competiție, domnul profesor? Pe această competiție ce încercăm noi de obicei pe competițiile mici, așa le numim noi locale. Copiii din această competiție sunt din întreaga Valea Jiului, pe sălile de care am reușit să ne extindem pe Vulcan, pe Tila, Petroșani. Noi încercăm să le testăm nivelul de pregătire a competitorilor și să descoperim noi copii talentați care reușesc să facă față competițiilor pentru campionatele naționale. Fără aceste competiții mici, nu reușim să ne ridicăm la nivelul campionatelor naționale, campionat național, Cupa României sau campionat internațional. Pentru că fiecare zonă își programează, își face campionate micuțe pentru a testa nivelul lor și psihic, nu doar cel tehnic. Pentru că mulți dintre sportivi sunt foarte buni în sală, dar în momentul când apar în competiție, apar emoții, apar un pic îți mai retrași și clachează în... Deci nu trebuie competiție, în primul rând. De această dată a venit și primăria Petroșani în sprijinul nostru, din punct de vedere financiar, care ne-a ajutat să aliniem la startul acestei competiții 80 de copii. Automat, asta se simte în buzunarul părinților, că a venit pentru că altădată era undeva de copil la 50 de lei de copil. Acum, cu 20 de lei, am reușit să suplinim partea care mai aveam nevoie pe lângă banii pe care Diferența a suportat-o primăria. A fost foarte mare lucru, pentru că nu reușeam să facem totul pentru copii, să le oferim și ceva cadouri și așa mai departe. Am adus la startul acestei întregere pe Cosmin Oprescu, am avut invitat de onoare, care e și campion mondial, care este și arbitru național la SA, pentru a ne ajuta să ridicăm nivelul arbitrajului. Aici am urmărit la această competiție de a ridica și nivelul arbitrilor, care vor începe de anul viitor să arbitreze campionatele naționale. Pentru că ei, dacă noi dăm practică, degeaba adică ia examenul. Care, de fapt, sunt de noi din clubul nostru. Din sportivi activi. Am văzut acolo. Eu ce urmăresc cu Taekwondo Valea Jiului? Încet o să vedeți că apar instructori. Vreau ca Taekwondo să-i extindă pe toată Valea Jiului. Să fie cât mai extins, să fie cât mai puternic, pentru că este o disciplină frumoasă. Sper să și reușim în tot ceea ce facem să ridicăm și nivelul de nivel internațional, nu mai național. Noi, pe data de 31 vineri, noi am fost la Hațeg și am fost invitați tot cu ocazia Zilei Copililor de clubul de acolo, organizator fiind Cosmin Oprescu. Am reușit să aducem un rezultat foarte bun. Din 5 sportivi care ne-au concurat, a fost 6 meciuri, 6 categorii per total. A fost gală, n-a fost o competiție, cum a fost la noi 80 de copii, a fost restrâns pe categorii. Și am reușit să aducem 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Deci maximul care putea să-l scoatem de la o gală de nivelul respectiv. Întâlnind copii foarte buni acolo. Deci asta ne-a mulțumit pentru că am adus un copil de 10 ani care l-am dus la Hațeg, a doua zi a luptat și a luat 3 medalii de aur. Deci, la Petroșani. Acest copil
nu a avut până acum competiții naționale. S-a format doar pe competițiile mici. De asta e foarte important ca copiii aceștia să aibă cât mai multe competiții cu un nivel național, ca un nivelul de competițiile naționale. Să le oferim toată calitatea, tot stresul și tot exact ca la nivel național. Să se pregătească, să vină la ring când trebuie, când sunt strigați, să fie atent, să știe fiecare unde e locul lui, ce trebuie să facă, că altfel sunt penalizați și descalificați. Investește părintele în el, să aducă la sală, să aducă la competiție, dar dacă copilul nu e pregătit, nu neapărat tehnic, poate să fie un copil foarte bun, dar dacă nu are suficiente competiții să se obișnuiască, să se simtă și la competiție ca și la antrenament, să fie sigur pe el, nu reușește să facă față mai departe. De asta este foarte important. Cu această zi a copiilor, am și pus-o pe 1 iunie, automat, pentru că ne-a acordat și primăria acest ajutor, și ne-a băgat în programul zilelor copiilor și programul zilelor orașului, am văzut că au fost toate făcute. Da. Am reușit să facem competiția puțin mai accesibilă pentru mulți dintre sportivi care nu au nici măcar centură galbenă, au numai cât 2-3 luni de zile de antrenament și au încercat, s-au ridicat, au talentat și au, zicem noi că sunt de viitor, au reușit să intre în această competiție. Sunt unii care sunt mai sărăcuți și nu își permiteau chiar participarea la această competiție. Și atunci am reușit așa să-i aducem pe tatami, să vadă ce este, ce înseamnă și să vedeți că avem copii de 4 ani care am avut o probă specială. Păi aici vreau să revin. Ca o justificare a perseverenței cu care eu mediatizez artele marțiale din Valea Jiului, am avut o satisfacție deosebită când i-am văzut, adică mă argumentez, mă aprob în fața telespectatorilor că când am spus întotdeauna că artele marțiale sunt accesibile la orice vârstă, și pentru fetițe și pentru orice sex, vreau să spun. Și acum o să avem dovada vie că nu am spus lucruri. Avem câteva demonstrații, deja sunt copii. Stai să spun telespectatorilor că urmează exact înregistrarea de la școala numărul 5 în comentariu din studio. Deci pentru toate astea, pentru a fi mai convingător și arătat telespectatorilor ceea ce noi spuneam aici, noi am spus atâtea pe studio și din sală, dar iată că ăsta e primul concurs pe care eu, bine, a mai fost celălalt de anul trecut, dar ăsta este al doilea în care, dacă vezi, este și ca un bilanț așa al activității, cu toți copiii, nu? Cu toți. Da. Din păcate nu s-au aliniat toți copiii care am avut. Am avut copii ca care aveam așteptări mai mari, unii din anumite probleme, alții din pe probele care au fost, că a fost o probă tehnică, n-a fost cu specific de luptă, a fost cu specific de tool, adică cata, da forme și partea tehnică, mulți dintre ei li se pare mai greu asta decât să lupte. Da, da, da. Și atunci unii au, chiar dacă au 3-4 ani, n-au vrut să intre pe competiția asta, că le-au zis că... Păi, deja derulează imaginele și, stimatele spectatori, comentariul de specialitate a lui Ionuț Lascău, o să urmăriți înregistrarea de la această competiție de Cupa Văjilor la Taekwondo de la Școala Generală numărul 5 din Petrușa. Da, aici avem o parte de demonstrativă. Copiii își fac părți demonstrative care încă suntem la nivel de testare anumitor demonstrații. Ca să vedem cam ce pot să facă, n-am reușit să definitivăm toate tehnicile. Ei îi lăsăm să-și dezvolte din partea de autoapărare și cata de tehnică, să-și demonstreze părțile de o luptă reală. Încercăm să le facem cât mai reale, încât să te apropii cât mai mult de o parte reală de luptă. Ele trebuie să curiozitatea cu eficiența, e destul de greu să le faci pe amândouă, dar la sportivii cei mai buni le iasă, sportivi care mai au experiență mai bună reușesc să le facă mai bine, experiențe care... Deci aici e demonstrativ. Da, e demonstrativ, în deschiderea... Făcut de niște sportivi mai consacrați. Mai consacrați. Și în consacrați și începători. Sunt mulți alți primele demonstrații. Da, sigur, dar o să vede. Asta e echipă demonstrativă a Vulcanului, din orașul Vulcan. A fost cei de la Petrila. Aici a fost competitor. De unde Vulcan, Petrosan? N-am reușit să fac, să pregătim demonstrațiile, pentru că a fost cu organizarea și am pus mai mult la muncă să organizăm anumite lucruri, dar ceilalți având liniște să o pregăti pentru demonstrații. Urmează cei de la Petrosan să-i pregătim pentru... Chiar dacă unele lovituri se văd foarte dure,
sportivii se obișnuiesc cu ele, nu mai simt... Că se spală de acolo, de acolo. Nu mai simt duritatea atât de mare, trebuie să faci și spectacol și toate astea. Am fost mulțumit din ceea ce am văzut la această competiție. Trebuie să rămân. Aici luăm așa metodii, fiecare, uite, câtă mobilitate, câtă... Da, acestea, e mult de muncă, ăștia, deci, să-ți controlezi... Ce vârstă au, ce vârstă au? Da, sunt până în 18 ani, doar 2 sportivi avem care au făcut 18 ani să mă ajute la coordonarea lor. Restul sunt de la 13 ani, cel micuț are 13 ani. Deci de aici, din ce bine înțeles, 13-14 ani au ajuns deja, ce poate să fac? Uite, la mic are 13 ani. 13 ani. Deci 13 ani reușește să meargă pe 3, să lovească pe 3. De la, deci aici vreau eu să... Și face de, face de 4 ani. 4 ani, nu. Deci, în 4 ani la 10 ani, iată unde, unde a putut să ajungă. Sigur că poate unora se pare un lucru extraordinar, dar eu zic că... Este, deci este de greu cu... ca să controlezi, să poți controla... Aici tehnica, este... Sarvitri, în față de Sarvitri, cel din mijloc este, este Cosmin Oprescu, care o să vedem și un interviu cu Cosmin Oprescu, multiplu campion european și, și mondial la taekwondo. El este din Călan, din Călan și are o, o echipă, îi spune, cum îi spune la echipa, din Hacek? Hardstyle. Din Călan, Crystal Hacek. Este Crystal Hacek, clubul pe care îl antrenează el, la clubul pe care antrenează. Are echipă foarte bună. Aici avem partea de forme, de tul. Avem partea de tul. Sunt copii la început și copii care sunt avansați, de exemplu, fetița cu centura albastră. Este, este fetița mea, dar nu asta e. Ea are rezultate naționale cât și internaționale. Dar de ce vreau să zic lucrul ăsta? Pentru că, fiindcă e copilul meu, tot timpul este dezavantajată. De către arbitri, toată lumea are, și de către arbitri, toată lumea are pretenții mari de la ea. Și atunci trebuie să muncească de două ori în plus față de ceilalți sportivi ca să se remarce. E frumoasă, e talentată. Da, după... dar și ceilalți automat, cei care fac față cu ea la competiții, reușesc să aducă rezultate bune în club la nivel național, pentru că automat au un partener foarte bun de, de antrenament. Am văzut copii, am văzut și copii mai puțin, asta, deci, da, mă bucur că nu i-ai, nu i-ai adus așa pe Sfrucean, i-ai adus, toți au avut... posibilitatea să afirme cum ai da, asta a și fost scopul competiției. Scopul competiției și... Poți copii mai puțin talentați, mai puțin, dar iată, o să vedem că, probabil că în timp așa, o să vedem că cei, cei din urmă probabil vor fi cei din tâi, pentru că aici este interviu cu... generale numărul 5 din Petroșani, unei cu ocazia Zilei Copilului se desfășoară competiția de taekwondo Cupa Văijiului, în organizarea de sigur a clubului de taekwondo Panterele Negre din, din Petroșani, reprezentate aici și oriunde de mafica noastră cunoștință, domn profesor Ionuț Lascău. Domn profesor, ia spuneți, ce se execută aici? Bună ziua, am organizat cu zilele, cu ocazia Zilei Copilor, Cupa Văijiului la taekwondo, o competiție tehnică. Nu am băgat o competiție de luptă doar cu parte de tul și tehnici speciale, pentru ca fiind ziua copilului să îi punem să și bată de ziua lor. Această competiție am organizat-o în colaborare cu primăria orașului Petroșani. Încercăm să o ridicăm la un standard de nivel național. Cu această ocazie am chemat, am avut și ca invitați, l-am adus pe Cosmin Oprescu, campion mondial, și pe prietenul meu de la Deva, Andrei Ambruș, care sunt și arbitri naționali. Competiția are la bază 80 de sportivi care s-au înscris la această competiție. Sportivii sunt doar din Valea Jiului. Am ținut ca sportivii să fie din Valea Jiului pentru că avem și câteva premii surpriză la sfârșit pentru ei. Din ce orașe sunt? Sunt din Petroșani, din Vulcan și din Petrila. Lupeni, încă acolo, încă n-am ajuns cu taekwondo acolo. Sperăm pe viitor să ajungem și la Lupeni și poate mai departe în alte părți ale Văii cu taekwondo. Prima oară, ia spuneți-ne așa subțint, ce urmărim azi aici? Deci? Urmărim ca să descoperim noi sportivi care au înclinație spre părțile acestea tehnice și de a-i forma pentru competițiile naționale, pentru că asta cred că este ultima competiție micuță
cum i-au numit noi micuță, chiar dacă are 80 de sportivi, nu este chiar așa micuță, dar pe viitor vom face competiții mari, naționale, și încercăm să-i pregătim pentru toamnă, pentru Cupa României, unde sperăm să aducem și un rezultat bun. Ieri am fost la Hațeg cu 5 sportivi, mi-au venit toți 5 medaliat, 3, au luat 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz, deci a fost o competiție foarte bună pentru noi. Cupele astea mici au ca scop formarea lor și de a descoperi copii talentați care au și au obișnuit cu competițiile mari. Încercăm să ne apropiem cât mai mult de nivelul cu organizarea, cât mai mult de nivelul competițiilor naționale, pentru ca ei să nu mai aibă trac de... Și familiarizarea. Da, să se familiarizeze și să vadă despre ce vorbim. Aducem tot timpul lângă ei sportivii consacrați deja, care avem campion național sau internațional pe fiecare probe, ca să-i vadă la muncă, să-i vadă ce trebuie să facă și la ce nivel trebuie să se ridice pe viitor. Este un câștig pentru noi, cât și pentru părinți, că pot să-i vadă la muncă și știu ce așteaptă, pot să-și facă o impresie despre ceea ce facem și cât a avansat copiilor. Și încercăm să le dăm o motivație la copii în plus să muncească prin competițiile astea, își dau seama cât au de muncă și se motivează, știm că avem o competiție, trag altfel la sală. Deocamdată vă felicit și doresc ca, sunt convins că, cum să spun, competiția va avea succes și pe parcurs o să mai să ne dăm. Da, în finalul competiției avem și o gală de luptă, am ales cei mai buni sportivi noștri, medalează cu aur la probe de luptă, 6 meciuri, din care unul de fete și restul de băieți, pentru a ridica puțin nivelul și a încheia competiția într-un ritm mai spectaculos, pe lângă celelalte tehnici. În regulă, vă mulțumim de ce. Colțul al nostru, care este Bianca, care se treacă cu Patrick Pătrașcu. Deci a fost interviul ăsta cu voi, deci ce aici avem o grupă mică de 4 ani. Ah, deci aici e... Și fetița asta, când a atins palmarul, era aproape de boxă. Și cred că s-a speriat de boxă. Deci când am felicitat-o pentru că a atins ținta, s-a speriat de boxă. Și a început să se plângă, a ajuns în finală, a luat locul 2, că n-a mai vrut să concureze. Este câștigătorul locului 1. Grupa asta, toată deci grupa a fost... Chestia cu jaloane sau urmează? A făcut jaloane. Cu jaloane și atingea palmarul în cap. Astea spun în 6 ani, de la 6 ani, 7 ani până în 8 ani, urmează să sară peste această curță. Deci aici la ăștia mici a fost o probă specială, pentru ca ei să poată să o facă, pentru că nu au obișnuiesc, intre pe competiții să fie bucuros, să își dorească, să muncească mai mult. Și iată, care poate unul nu se pare așa. Ia medaliat pentru ăsta să fie supărați, care a luat acasă, a venit cu părinte. Au și astea, au avut răbdare foarte mare să termine cu partea de tur, de forme, luptă imaginară, cum știu unii, ca să concureze și ei. Și aici e grupa minus 8 ani, deja a început să-i tot peste coardă, lăsat-o puțin mai jos să poată să-și dea drumul. Sunt copii care sunt foarte talentați, aici trebuie să dea și o tehnică de picior, nu doar să sară peste ea. Deci ăștia deja sunt puțin mai avansați. Ăsta aceeași vârstă, doar că sunt mai mari puțin în vârstă ca ceilalți. N-am cuprins și servițele alea cu jaloanele, pentru că se vadă de unde pornesc ei, da, de unde pornesc ei. De la face așa au pornit. Și că nu știu să alerge, că nu au o coordonare acotare, deci de unde ei... Vedeți, avem aici pe cineva, o fată de la Medacup, care Ramona, care ne ajută cu organizarea, învață să se alinieze, să se coordoneze în mișcare până... Lucrurile astea le învață de la sală. Deci Ramona care au și arbitra la competiția asta. Păi nu, dar a fost în emisiune aici. Ramona a tot direcție, să cum trebuie. A Marie, că tot eu am bine să mordovenește așa. Ramona a responsabilizat-o să stăm lângă ei la lucruri foarte... Noi responsabilizăm pe cei mari, să fiecare... Aici la... Uitați, băiatul care ține acolo jos, este campion de K-1, se numește Ariga Eduard. Nu e din Vulcan, a fost în emisiune. Dar n-a fost la emisiune, nu l-am adus la emisiune, el este senior. Are 16 meciuri în K-1. Un sportiv foarte bun, se ocupă foarte mult acolo, le arată la copii, le arată, uite, poți să fii și tu ca mine, mai ales ăștia mici.
toți îl ia pe exemplu. Mă bucur să constat. Toată lumea la noi în club muncește. Da, mă bucur să constat că sunteți o familie și nu e jenă lui, uite, să țină coarele acolo. Nu, este mare, nu e. Toți vin, drag, îi să apreciază munca altcineva, vor ca tot să funcționeze clubul cât mai bine. Însă dovadă este și faptul numărului mare de copii, că altfel să coordonez. Noi, după cum știți, ați văzut, noi nu avem separat grupă mică, grupă mare, ne avem pe toți la oaltă. Și datorită bunei coordonări și ajutorului și celor mari, reușim să lucrăm cu toți odată. Da, să fie serioși, ca cei mici să ia de exemplu și să îi ridicăm la un nivel destul de bun. Am metodic că e un lucru extraordinar pentru că sunteți o familie aici și și pe Ramona, că după aceea a fost și arbitră. Deci da, am băgat un arbitraj și pe ea și pe Cătălin, pe toți care sunt acolo. Uitați unde s-a ridicat deja pentru finalul copii. Deci copii minus 10 ani, fete minus 10 ani. Cheamă pe Marta Georgiana. Georgiana care a luat deja locul întâi, nu? Da, și l-a luat locul întâi. Care i-am luat eu un interviu. E o fată care e venită de câteva luni la noi, dar a făcut progrese excelente. Uitați, aici este câștigătorul locului întâi la sărituri juniori, are 14 ani. Băiatul respectiv este din Vulcan, cheamă Preda Alexandru. Este băiatul care a fost în emisiune filmând Dorel în partea cealaltă ține la vară. Au fost lângă ei chiar dacă n-au concurat. Ei, seniorii, chiar dacă n-au concurat neapărat, au fost lângă ei, au fost să ne ajute cu organizarea acolo și au încercat, cei care au fost mai mari, au încercat să le arate unde trebuie să ajungă cei mici, la ce nivel trebuie să ajungă ca să poată să facă față competițiilor mari. Deci noi încercăm să-i obișnim de mici pentru probele pe care vreau concura mai târziu. Da, și să uite și vreau pe ăștia mai mari la ce performanțe ajung. Unde ajung, mulți sunt campioni la nivel național, da. Știm cum se meargă, cum se salută, contează pentru că altfel ești descalificat. Dacă nu saluți, vedeți, să-ți iei gardă, ești penalizat cu 0 puncte chiar dacă ai sărit peste. Și obligatoriu după ce sari. Deci dacă nu faci salut, după ce sari, vedeți aici eu se culcă, n-a salutat și a fost dacă era la o competiție națională, era descalificat. Eu l-am trimis înapoi să-și ceară scuze la arbitru pentru gestul făcut, deci un gestul care nu se face. Dar noi în primul rând trebuie să fii disciplinat și automat pierzi dacă nu ești disciplinat. Eu s-a dus și a cerut scuze și l-am reintrodus înapoi pentru lupta de locul 1. Aș fi câștigat-o. Dacă era un campion național, sunt sigur că data viitoare nu va mai face lucrul ăsta. Care e? Cel înalt cu centură galbenă. Da. Asta. Sunt sigur că data viitoare nu va mai face lucrul ăsta să comportamentul lui să fie sportiv sau... N-ai voie să faci lucruri din astea, trebuie să fii disciplinat, să fii un model, să accepti înfrângerea. Și aici îi obișnuiești pe plan local. Nu poți să îi obișnuiești la campionate naționale unde sunt foarte drastici. Da. Și acolo și dacă nu faci competiții, din astea trebuie să ai cât mai multe. Da. Acolo trebuie să fii pregătit. Să vezi dacă are potențialul de a ajunge acolo. Dacă merită să faci cheltuiala și sacrificiul de a îl duce până acolo și ca părinte. Că până la urmă se revarsă și la părinții în buzunar o cheltuială și trebuie să totuși să fii cât decât să faci măcar față competiției și dacă... Acum toți vin pregătiți acolo, nu știi când pleci de acasă dacă reușești să te și califici pe podium. Acolo este deja peste undeva la 1,60 m, 1,70 m. Trebuie să spunem că, bine, asta e așa, poate unora li se pare, cine știe, simplu. E destul de greu. E destul de greu și pentru că nu e neapărat să sar pe acolo. Să sar, nu, trebuie să dai și tehnica respectivă. Și tehnica respectivă, adică cu piciorul, adică ca și cum ai lovi. Că asta dintr-un... Noi aici nu am avut, noi acum lucrăm să ne facem aparat din cauza că nu am avut aparat, acolo este o placă pe care ei trebuie să o lovească, să o dea peste cap. Aha, deci nu este atât de simplu. Și trebuie să ai și puțin intensitate și intensitate și precizie. Dacă nu aveți ținta, placa respectivă să o dai peste cap, nu. Noi nu am avut bani să mai facem și aparatul respectiv. Da, și să-l deocamdată, dar vom face în timp, vrem să-i obișnim să execute acea lovitură, să sară cât mai sus și să execute acea lovitură, până în anul viitor vom avea și acel aparat. Da, uite, cu chestii... Încet am adus echipația, am făcut... Admirabil este că, uite, cu improvizația, aici e interviu cu... Da, cu Cosmin, care Cosmin Oprescu, a fost lângă mine mai tot timpul. Și mondial la taekwondo, Cosmin Oprescu, care de data asta are și o calitate oficială aici. Bună ziua, maestre, și bine ai revenit în Valea Jiului. Bună ziua, bine v-am găsit!
Vreau să-i mulțumesc lui Ionuț pentru invitația aceasta de a participa alături de el în organizarea acestui concurs. Mă bucur că pot să-l ajut și ori de câte ori voi avea ocazia, cu siguranță voi reveni aici, pentru că este un prieten apropiat și îl voi ajuta de fiecare dată cu plăcere. Cum regăsește această echipă, adică din punct de vedere numeric și... Trebuie să spunem că Cosmin Oprescu a mai fost și data trecută aici, cam cât? Un an de zile aproape sau mai... Ceva, cam așa, un an de zile. A pus un ce an să de vă zile? Spun, sunt foarte fericit și foarte bucuros, din, vă spun, și foarte surprins că văd atâția copii tineri, chiar de la 5-6 ani, care sunt atrași de acest sport, care este un sport deosebit și este sportul meu de suflet. Nu are cum să nu-mi placă, sunt foarte bucuros când văd marea masă de copii și văd că sunt de încântați și sper să vină cât mai mulți spre acest sport sau spre orice alt sport, pentru că eu sunt adeptul ca fiecare dintre copii trebuie să practice cel puțin un sport. Trebuie să spunem că și Capital TV a avut un merit important aici, pentru că și eu am fost alături de Ionuț și l-am mediatizat, am arătat părinților prin emisiunile mele că iată, este un sport accesibil și de la orice vârstă, atât băieților cât și fetelor. Cu siguranță și dumneavoastră l-ați sprijinit și vă mulțumesc și eu pentru asta și mă bucur că există sprijin din partea atât a autorităților locale care le ajută financiar pentru organizarea concursurilor, din câte am înțeles, din partea media, dumneavoastră, și sper să-l sprijiniți și în continuare. Prin Petroșan, cum vi se pare? Să știți puțin... că de la un an la altul văd schimbare în bine. Deci, la Petroșan, deja începe parcă să prindă altă formă. Și centru am văzut, și terasele, și tot. Deci, centru se schimbă aici încet, aici este un oraș viu. Da, începe încet să prindă altă formă. Parcă înainte era întunecat așa de umbră, de praful minelor, și acum parcă se începe să lumineze. Trebuie să spunem că domnul Cosmin Oprescu este și antrenor echipei din Hațeg, nu? Da. Aveți să, acolo, cum, ieri am avut și eu un concurs acolo, a fost și Ionuț la mine, da, cu sportivi de fost acolo. Am organizat o gală tot pentru promovarea taekwondo-ului, pentru promovarea sportului. Am avut și eu acolo înțelegere din partea primăriei, m-au sprijinit, pentru că deja încep și autoritățile să-și dea seama că într-o societate este foarte important sportul, fără de care nu putem practic. Trebuie eu partea vieții și sportul în societate. Trebuie să se dezvolte copiii, să-și dezvolte mintea, să se dezvolte fizic, să socializeze, îi ajută foarte mult și cred că orice părinte ar trebui să-și îndrume copilul către un sport. Îți mulțumim mult de tot și te așteptăm cu mult, mult drag întotdeauna. Mă bucur că v-am văzut și că totul este bine. A fost un interviu cu Cosmin Oprescu, campionul mondial și european la taekwondo. De data asta a avut o calitate oficială aici și, în primul rând, o calitate de prieten, cum s-a pronunțat și în timpul interviului, că a venit să te ajute. Ne ajutăm reciproc. Ajutăm reciproc. Uite că... Aici am avut o complice luptă, văd că este doar premierea, din păcate. Nu avem și imagini disputate la partea de luptă. Partea de luptă este puțin mai complicată. Acolo trebuie puțin altfel un alt caracter ca să poți să lupți. Aici sunt premierile la sfârșit. Asta este de la sfârșit. Da, asta este de la sfârșit. Sunt premierile. Am medaliat fiecare grupă după vârste. Locul 1, locul 2, locul 3. La fiecare probă. A fost unii copii au câștigat la proba de tul, alții la proba de sărituri. Am dat și câteva mențiuni speciale la copiii care au avut o prestație foarte bună. Copiii care au avut o prestație foarte bună, ca și participarea ținând cu Ian Țurcon. Mă bucur că, uite, ai găsit resurse și să-i mulțumesc așa cu... Da, cu pe majoritatea. Ei, așa, nu, e destul de greu. E un lucru extraordinar, dar trebuie și sprijin de aici. Da, și mulțumesc domnului primar și primăriei pentru efortul făcut și ne-au ajutat de această dată să organizăm acest lucru. Noi le promitem că am reușit să fac o selecție destul de bună pentru toamnă, pentru Cupa României, la proba asta, la probele astea, și știm pe ce ne bazăm în toamnă la competiția din toamnă. Este foarte important acest lucru.
Să știi, să ai posibilitatea să faci campionate din astea micuțe, campionate din astea micuțe, să poți selecta un lot puternic și să mergi la campionatul național cu deci cea mai bună. Deci aici strâns pe toți, indiferent că, că au câștigat sau nu? Sau da, cum? Le dai la toți? Nu au primit toți. Nu au primit toți. Cei care au câștigat. Care au câștigat, da? Am făcut, am dat câteva mențiuni la cei care au avut o... Uite, aici e un lucru extraordinar, că am văzut o fetiță extraordinară de talentată, se numește Georgiana Barta. Georgiana Barta. Uite, vezi că bine... De foarte bine, la ce, detentă. La detentă și vezi că de câtă personalitate are, adică ce m-a încântat pe mine la ea și este un exemplu pentru toate... pentru toți copiii din astea care deosebirea de cel care face sport și cel care... Eu știam din... am spus și acasă deci la soția. A câștigat aici, deci au rămas... A câștigat la acea probă. A câștigat, uite, fetița asta, mă rog, tot meritul și pentru ea, dar a avut avantajul că am înțeles de la ea că a făcut și gimnastică, o să vedem a dacă... A făcut gimnastică mai de mult, dar nu a... Atâta grație are și atât... Uitam la ea cum alergă, am debarcat-o de la început din toate. Câtă grație avea, cât alergă pe vârfuri și... extraordinar de copii. Ce copii talentați avem, nu se poate așa ceva. Da. Deci da. Aici iarăși avem o fată medaliată cu aur la Cupa Internațională de Vară la Tul. Deci cea cu centură verde. Deci asta cealaltă este la prima ei competiție, are doar 3 luni cealaltă fetiță. Se numește Gârga Andreea, are abia 3 luni de antrenament, săraca a intrat, așa a dorit să intre în competiție, a pregătit și ea cât a reușit să se pregătească, totuși în 3 luni a făcut progrese destul de mari, ei fiind, încă n-a avut în centuri galbenele, fiind primul test al lor și apoi încep cu competițiile bază, ei încă mai au de muncit, dar totuși a intrat și începe să se obișnuiască cu această probă. Încearcă să obișnuiește cu arbitrajul, să obișnuiește cu un sistem competițional. Sunt sigur că la următoarea competiție, care va avea un rezultat pozitiv față de cei care n-au concurat, de exemplu, la această competiție. S-a simțit pentru că eu, cei care au, de exemplu, au galbenă acum 2 ani de zile, au concurat pe competiții, nu au luat nimica la competiție trecute. Competiția asta, majoritatea au reușit să urce pe podium. Deci s-a văzut experiența lor din spate și vechimea în exercițiu. Să exersezi mai mult o tehnică, deci s-a văzut acest lucru. Deci totul este un avantaj. Copiii au fost foarte fericiți. Deci vreau să zic că au fost așa fericiți. Am văzut mult entuziasm între ei, aplauze. Și e un lucru minunat să poți să faci pentru copii. Da, extraordinar. Și merită. Copiii noștri din Valea Jiului merită, știin și... posibilitățile în vale care... Uitați, ăsta micuț. Ăsta micuț. Deci asta este proba pentru cei micuți de 4 ani, 5 ani. Da, de aici pornesc. Mulți nici nu știu să alerge. Găguța aia nici nu știu dacă are încă 4 ani și ori. Da, s-a întors înapoi. Și a luat locul 2. Dintre toți a luat locul 2 că n-a mai vrut să concureze în finală. Fiind micuții se mai plâng. El a câștigat unul din trofeele cel mai bun sportiv al competiției. Aici avem o parte de luptă. Partea asta este mai delicată puțin pentru unii sportivi. Nu reușesc toți să intre pe competițiile astea. Dacă au și protecții, dar totuși trebuie să ai puțin câteva abilități în plus. Noi avem o echipă foarte bună de luptă. Deci am luat cele mai mari performanțe ca luptă. Suntem recunoscuți și ca duritate în țară. Suntem mai duri ca ceilalți. Tot ne se atrage atenția că suntem foarte duri. Foarte duri, dar mulți dintre sportivii noștri și au reușit să aducă rezultate și în alte discipline în care am concurat cu ei. Probele de luptă se dispută în 2 reprize. Normal este de 2 minute repriza, 30 de secunde pauza. Asta sunt competițiile oficiale. Da, competițiile oficiale. Deci 2 minute, minute, 30 de secunde pauză. Este destul de greu pentru că în 30 de secunde trebuie să revii destul de repede. Îi o viteză în plus. La noi se și lovește pe țintă, deci nu se dă doar în aer și se oprește, după cum se vede, nici nu se oprește țintă. Trebuie să lovești țintă ca să se depuncteze. Și trebuie să și controlezi încât să lovești. Și lupta e mai intensă, așa, deci mai intensă, n-ai regal ca la pușcă, mai fugi, mai te exhibezi.
trebuie să te miști în continuu și trebuie să lovești. Plus că lovind lovituri de picior sunt destul de epuizante. Trebuie să ai o pregătire foarte bună, un abdomen foarte puternic, că totul pleacă de la abdomen. Dacă nu am un abdomen bine dezvoltat și definit, se cam duce rezistența. Da. Se cam duce totul, trebuie să fii foarte bine legat proporțional și din punct de vedere fizic. Pentru asta trebuie să muncești foarte mult la sală, să faci fiecare exercițiu cum se dă la sală, să nu furi, cum zicem noi, că a furat exercițiu, în loc de 20 de abdomene să faci 5 sau 10, că nu te ajută. Sportivii care luptă aici sunt medaliați cu, la probe de luptă cu aur, argint, în funcție de competiții. Că nu poți să ia numai aur la toate probele. Sunt care au luat aur la campionat național și la Cupa României, n-a mai reușit să ia nici măcar bronzul. Și apoi a revenit cu un rezultat foarte bun. Depinde de ei și în starea pe care se află la fiecare competiție în pată și de adversarul pe care îl găsesc. Trebuie să spunem că toată stima pentru acest sportiv, sunt mai consacrați, nu? Da, ei sunt o echipă de 4-5 ani. Nu au atâtea competiții oficiale sau competiții poate și neoficiale, cum a fost cazul aici, nu au pe cât ar merita și pe cât ar trebui să aibă. Ei lucrează deja, ce se întâmplă? Ei au rezultate foarte bune pe nivel național, dar din păcate rămânem cu ei acasă, în comparație cu cei din Cluj, Sibiu, Baia Mare și așa mai departe, care ne batem cu ei pentru trofee, care se duc la cupele internaționale. A fost la Cupa Mondială, a fost acum la Campionatul European și așa mai departe. Noi nu avem bani să scoatem și atunci automat ei pierd din experiență în favoarea celorlalți. Dar totuși încercăm să facem competiția asta, să ținem și în mână cu aceste lucruri, să nu își iasă din mână. Deci trebuie să le facem competiții, chiar dacă luptă între ei. Da. Dar ei nu sunt din aceeași sală, nu sunt din același oraș. Și spectator, din respect pentru acest sport, pentru această competiție și pentru părinții care, uite, și îndrumă copiii ăștia, hai să le iau un mic interviu la viitorii campioni ai României. A să vă pun o întrebare scurtă, cum vă cheamă și... să vă prezentați fiecare, da? Ia zic, cum te cheamă? Bianca Maria Dimian. De unde ești? De la Vulcan. Ești din Vulcan, da? Și câți ani ai? 4 ani și jumătate. Și ăsta e primul concurs al tău, da? Da. Cine te-a îndrumat să faci sportul ăsta? Cu cine? Cu mami sau cu tati, da? Mama. Mama, da? Bravo, felicitări. Tu, cum te cheamă? Scorăi Marian. Da? De unde ești? Din Vulcan. De când faci sportul ăsta? De când te ocupi de sportul ăsta? De când vii la sport? De când? De mulți ani. De mulți ani, da? Bine. Nu? Acolo te uiți. Stai să puțin. Cum te cheamă? Cătaș cu patru. Cum? Cătaș cu patru. De unde ești? Din Vulcan. Din Vulcan și câți ani ai? 6. Bravo, felicitări. Tu? Ia zi, cum te cheamă? Babi. Zi mai tare, că uiteam și acolo. Cum? Babi. Babi, și de unde ești? De la casă. Cum? De la casă. De acasă, de la tine, de da? Dar unde stai? În Vulcan? De unde stai? În Lupeni, în Petroșani, în Petrila, unde ești? Acasă. Acasă, bravo. Ia uite, cum te cheamă? Andrei Răbulea. Andrei Răbulea? De unde ești? Din Petrila. Din Petrila ești, bravo. Și de când faci sportul ăsta? Ce? De când faci sportul ăsta? De când te-ai apucat de sportul ăsta? De un an, doi, de câteva zile acolo, nu? De 3 ani. Bravo, bravo. Deci asta e grupa de minus 6 ani, da? Deci asta... Stimați legători, ferice de nația care are asemenea copii. O repet, ferice de neamul care are asemenea copii. Deci atât timp cât putem să avem asemenea elemente, nu ne putem și mândri și avea speranțe în viitor. Aici e
Este la început, i-am pregătit pentru competiție, i-am aliniat și intre în mână, am făcut câteva exerciții de început ca să încălzesc puțin, să se obișnuiască mulți, repet că fiind la prima lor participare, n-având nici vechime în club, fiind doar la început, după câteva luni, am încercat să obișnuiesc puțin cu publicul, am încercat să treacă peste, să nu mai fie timorați că sunt la concurs, să-și intre puțin în mână, să le sară puțin stresul și am făcut câteva exerciții de bază, câteva lovituri de picior, câteva tehnici de braț pentru a încălzi puțin și corpul. Aici am făcut o prezentare la cei micuți, cei mai mici dintre ei. Sunt foarte drăguți, unii dintre ei încă nu au reușit nici kimonouri să-și procure, încă nu-i grăbim pentru că sunt micuți și nici nu prea găsim așa micuțe greu. Să spunem că comandă. Ramona din Petrila, deci da, ea este sportivă în activitate, dar iată, se conturează și un viitor. Da, vrem să le facem, să avem echipa noastră de arbitri, pentru că altfel... Și de instructor, nu? Da, și de instructor. Nu știm ce se va întâmpla, pentru că... Ce să vă zic o chestie, ce se întâmplă la noi Valea Jiului? Asta e problema pentru toți instructorii și ne pare foarte rău. Ei ne pleacă și mi-au plecat foarte mulți mari și foarte buni și știți de ce unde pleacă? Pleacă la facultăți, pleacă în altă parte și unii nu se mai întorc niciodată în Valea Jiului. Pentru că nu au ce, fac alte meserii, își găsesc de lucru, găsesc meserii mai bine plătite acolo. Pentru că Valea Jiului nu le oferă. Nu le oferă, ei pleacă până termină școlile și apoi dintre ei pleacă majoritatea din cauza asta și pierdem. Deci ei nu reușesc ca să scoți, uitați aici, doi sportivi care, foarte bunicei amândoi, fac tot ce predau la sală, uitați, ei încearcă să le facă. Câte ani au? Unul are 10 ani, unul, nu știu, vreo 13 ani. Uite, la 10 ani, unde la 10 ani, uitați, să reușesc să fac să și ai controlul de a nu-l accidenta pe celălalt. Pentru că lovitura de asta poate să-ți fie fatală. Eu vreau să fiu bineînțeles. Deci, am zis-o și o repet. Și mă bucur că prin această emisiune pot să arăt concluzii. Da, uitați, aici sunt la luptă doi sportivi care au 9 ani. 9 ani. Foarte tehnici amândoi. Aici va fi foarte greu să fac selecția pentru toamnă, că mai am încă doi foarte buni. Da. Și nu știu în toamnă pe cine voi lua la Cupa României. Da, deci ei deja s-au luptat aici. Și... Da, s-au luptat, au făcut numele spate. Ce vreau să spun? Uite, ei au 9 ani. Am văzut la 4, 5, 6 ani cei mici. Da, de acolo începem și ajungem aici la 9 ani. Deci la nivel de Valea Jiului ar trebui investit în toate sălile, ar trebui să fie pline de copii care practică artele marțiale. Ei deja la 8-9 ani, iată ce fac la 8-9 ani, dar pot opta și pentru alt sport. Pentru fotbal, să zic așa, pentru sport. Da, sport. Da, ei se merge, vă vedeți și la mine, vin de alte sporturi și de aici se fac alte sporturi. Cumva, altfel merge. Ei sunt formați ca sportivi. Ca sportivi, unde are mobilitate. Ca și Georgiana e formată, e ușor să lucrezi cu ea, o avansă repede dacă are calități. Poți să facă orice. Poți să spun orice. Că, eu știu, la mai târziu, la 15-16 ani. Eu asta zic, ei până la 18 ani pleacă. Se duc pe orice alt domeniu, unii se duc. Orice domeniu pleacă mai târziu, dar fiind sportiv, fiind și având și experiența concursului în spate, indiferent de ce gen și mod, reușesc să ridice la un nivel foarte, foarte, foarte bun și să facă față și în orice sport. Ăsta zic că au făcut bază, s-au dus, s-au apucat de basket la Cluj. Da. Din karate sau din altă disciplină ceva, pe m-am apucat de basket că am găsit aici, mi-a plăcut, dar n-aveam la Petroșani și aici am găsit și sportul care îmi plăcea foarte mult. Dar s-a integrat foarte repede fiind sportiv, având tendență formată de la arte marțiale, având și cum repet și la noi la arte marțiale vin de la fotbal sau alte sporturi și ei începând de foarte mici sportul reușesc să se integreze și le oferă un viitor mâine pe mâine. Ca să nu spun că chiar dacă să zicem nu optează, nu sunt talitați în niciun sport și chiar dacă se duc la 20 de ani la Castraveți, la muncă la Castraveți în Germania, deci au cumva o forță de muncă, se mișcă mai repede, sunt mai apreciați în colectiv, au altă personalitate, sunt respectați, e cu totul altceva. Mi-a venit mie asta cu Castraveți. Da. Nu, dar au dreptate. Au dreptate și un sportiv totdeauna se remarcă. Da, se remarcă pentru că e aptă muncă. Și nu e rușine, vă zic eu că nu e greu să zice, pentru că automat fiind obișnuit și cu efortul. Și mai mult respect pentru muncă în general. Și toate astea se integrează ușor în orice. Pentru că altfel nu... Deci să pregătiți pentru viață. Artele marțiale, ce este avantajul cu artele marțiale? E o disciplină foarte mare. Trebuie să fii foarte disciplinat.
De când intră mici, când chiar mă întreba Cosmin, zice, eu n-am chiar așa mici la sală, zice, cum te descurci cu ei? Stau ei aliniați acolo în formație, da. Și am arătat, uite, ai văzut cum stau aliniați, zice, da, nu venea să cred că ea de 3 ani jumătate. Georgiana, parcă Georgiana Cătălina. De unde ești? Din Petroșan. Din Petroșan, dar acolo trebuie să te uiți, da. Pentru asta. Ai uimit așa prin da, talent, prin mobilitate și prin asta, da. Ai o vocație extraordinară pentru sport. Cine te-a îndrumat spre acest sport? Poftim? Cine te-a îndrumat către acest sport? Cine te-a... Eu singură. Mi-a plăcut sportul ăsta de mult. De mult, dar de câți ani ai tu? 8, 9. 9 ani? Mulți înainte. Și de când faci? De 2 luni, o lună. De, numai de 2 luni? Da. Și până acum n-ai făcut niciun... n-ai mai făcut alt sport? Ba da, gimnastică. A, gimnastică, da. Se vede că ești grațioasă așa, dar ai și niște calități native extraordinare, știi? Da. Și te sprijină părinții, nu? Sau cum? Da. Da? Și vrei să optezi pentru acest sport? Da. Da? Că... Ce ai găsit în, cum să spun, de ce îți place? Pentru că înveți să te aperi și mai frumos. Mai frumos, nu? Dar la gimnastică nu te mai duci? Nu. Deocamdată, da? Da. Bine, și gimnastica mi-a plăcut foarte mult. Da, aici ai găsit tu mai multă oportunitate, că iată, vrei să înveți arta asta autoapărării, prin urmă, da? Bun, eu te felicit foarte mult, mulțumesc. Ai lăsat o impresie deosebită și o te mai urmăriți în alte emisiuni și poate te invit și la o emisiune la Capital TV, mulțumesc. Da? Ca să vezi, că meriți din tot sufletul, la revedere, bactă muncă să... A fost Georgiana Barta din Petroșan, frumoasă, talentată, ferice de părinții care au asemenea copii. Sigur, și am văzut la ea și calități native, s-a născut cu ele, dar și sportul a da, modelat-o corespunzător. Aici avem pe cei micuți, minus 9 ani. 9 ani. Ia, la 9 ani. Una să te bați în fața blocului fără mănuși și una să vii într-o sală unde... Nu? Da, și ai și un regulament, nu poți să dai un regulament să îndeplinești un anumit punctaj, ai voie să lovești doar în anumite zone, e destul de greu. Nu e acolo, dai unde apuci. La 18-19 ani deja au siguranță de sine, sunt foarte bine pregătiți. Cu totul altceva. Lăviturile lor sunt puternice, au viteză, au reacția, e îmbunătățită, au o reacție foarte bună. E ceva care, dacă încep la vârsta de 16-17 ani, nu ai același nivel ca cel care a pornit de mic. Deci, automat, e plin. Deci, sunt foarte tenis și n-am voie să lovească sub centură, trebuie să lovească peste centură însuși. Și orice lovitură dată în aer, ați văzut, și nu e dată pe țintă, se întoarce împotriva ta. Trebuie să lovești neapărat ținta de fiecare dată când ai o lovitură, că dacă nu lovești ținta, adică partenerul, nu o să atingi scopul pe care a executat această lovitură, se întoarce împotriva ta. Aici și-a luat o lovitură în plex, chiar dacă a simțit-o, vă zic eu că a simțit-o, nu a arătat-o. Atâta, deci ei se și obișnuiesc cu partea asta. Bine, n-a fost atât de tare încât să nu se pățești ceva sau nu se întâmplă, dar... Învață să stăpânească și părțile astea psihic, să stăpânească durerea sau anumite lucruri. Și totuși protecțiile ei, vezi, să știi unde să lovești, cum să lovești, ca să poți să îți iei punctele necesare. E mult mai greu decât o luptă normală. Și plus că aici e cu mânuși și nu poți nici să-l prinzi pe adversar. Când ești cu mâna goală, poți să-l și prinzi. Reamintesc că la noi este contact, să faci contact ca să puntezi, că dacă nu faci contactul, nu se punctează, nu este la aprecierea arbitrilor că acum era lovitură sau nu. Este mult mai greu decât, și efortul este mult mai mare, că îți obosește mâna lovind ținta automat sau piciorul. Trebuie o mobilitate bună care o obții doar prin muncă, exercițiu mult și așa mai departe. Tatamii acela, suprafața aceea care e specifică, asta... Da, asta e ce am cumpărat-o noi anul trecut. Deci asta care o ai și acolo, la situația... Da, am scos-o din sală, am adus și de la petit la ce avem, am împreunat pentru a face toată... Deci nu aveai suprafață. Da, am suprafață, dar mai trebuia câteva bucăți și pentru sărituri și restul. Ca să completez toată suprafața care...
mai trebuia câteva bucăți. Că trebuie să ai, să fie de 8 sau de 10 pe 10. Aici ați împrumutat căștile și... Avem, da, avem echipamentul de bază. Dar o competiție oficială de fiecare sportiv are asta, nu? Au, așa nu, 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 au, atunci, la... nu, trebuie fiecare club să aibă echipamentul lui. Aha. Trebuie să ai albastru sau roșu. Tot echipamentul, da, din cap până în picioare trebuie să fie roșu sau albastru. Și o competiție, zicem, la București, la Sibiu, mergi cu el, intrai și, da, fiecare sportiv, da, avem, eu am echipament, nu, tot echipamentul, majoritatea e al clubului, au și ei, acum au început să-și cumpere botoșei, mânuși, căști, dar totuși nu au, n-are toată lumea și atunci mai... Da, mai împrumută, da, mai schimbă de lei, că la competițiile mari nu este un singur ring, este două sau trei ringuri și se merge cu toți în paralel. Da. Și e foarte greu să fugi de la un ring la altul, da, sau să le împrumuți. Și atunci, dacă ai doi sau trei sportivi care luptă pe același colț odată, ai nevoie de multe echipament. Și mai au ei, mai avem noi de la club, anul ăsta trebuie să îmbunătățim căștile că ni s-au rupt. Aici este o luptă între doi sportivi foarte interesanți, amândoi premiați și pe 31 cu medalii de aur, câștigând la ATSEG, având rezultate și la nivel național. Deci, spune, cum e? Chiar nu știu de unde sunt. Eleche Robert cu centură roșie, cască roșie, este din Petroșani și celălalt este din Petrila, Cornea Vlad, cu centura albastră. Am doi foarte buni cei copii de viitor și înalți la vârsta lor. Și ce vârsta au acum? Eleche Robert 13 ani și mi se pare că Vlăduță Vlad a făcut deja 14, parcă, nu știu exact. Ăsta apropiat să sunt cam în același an, dar nu mai știu exact data, dacă a făcut sau face următoarea fel. Nu, mi se pare... Da, sunt foarte buni cei, având rezultate bune. Nu, și dezvoltați așa că... Da, și au merg bine pe... Amândoi merg bine pe toate probele. Asta însemnând tool, tehnici speciale și luptă. Și mai rămâne partea de forță să o dezvoltăm apoi. Eu am speranțe mari de lei. Avem o echipă foarte bună, vedeți? Și a făcut foarte mult să-i dezvolt și cu competițiile astea mai mici. Îmi amintesc că nu se antrenează în acea sală. Toți ăștia care luptă nu se antrenează în acea sală. Se întâlnesc doar când sunt competiții sau când convocăm noi pentru a forma lotul. În rest, ei nu prea se cunosc între ei. Decât așa, ca prieteni, bineînțeles, că se și împrietenesc și se înțeleg foarte bine. În toamnă vom avea o competiție cu specific de luptă. Aici a fost doar câteva meciuri, a fost doar 6 meciuri de luptă, restul a fost pentru tehnică de tool și speciale. În toamnă vom avea o competiție cu specific de luptă pentru a-i vedea cei care se vor prezenta la Cupa României pe pată de luptă. Și a-i băga în formă și a vedea ce mai avem de lucru pentru ce vom avea de lucru pentru campionat în pregătire. Urmează perioada de iulie-august, o perioadă de formare a grupurilor, plecăm cu ei în cantonament. Pe vară noi nu ne oprim din muncă. Și unde faci cantonament? Nu știm, anul ăsta de obicei facem la munte, mergem cu ei ori în Parân sau în Straja, anul ăsta vrea să mergem la Băneasa, vedem. Avem câte 2-3 zile, vrem să plecăm cu ei amari o tură, prima tură, câteva zile și apoi cu cei mici. Pentru a forma echipa, a se obișnui să stea împreună, să lucreze cei mici, să învețe să se echipeze împreună. Să se echipeze singuri, să vadă de ei că la competiție ai timpul limitat și atunci trebuie să știi, ai masa, ai să se organizezi, să fii obișnuit cu toate lucrurile. Deci chiar dacă e vacanța școală, vacanță nu luăm pentru sport, dacă ții vacanță când te întorci, nu-ți dă timpul de vacanță. Bine, că copiii vin de plăcere, nu lucrăm la capacitate maximă, da, schimbăm formele de antrenament, sunt pe joc, pe alte forme, dezvoltăm detentă, dezvoltăm mobilitate, dezvoltăm alte părți. Autoapărare, lucrăm foarte mult la autoapărare, ei se distrează la autoapărare acolo foarte mult cu imobilizări, cu... Da. Mai facem jocuri, hoții și vardiștii, da, trebuie să imobilizăm, da, și automat trebuie să folosească din tehnici ca să-l imobilizeze și așa mai departe. Deci, sunt multe jocuri care dezvoltă și detenta, schimbăm puțin, nefiind fază comțială, dar ei, și când pe ei vin, ei pleacă în vacanță o săptămână, două, se întorc, când pleacă cu părinții, noi lucrăm continuu și toți în vară, deci avem în toamnă pregătiți. Totdeauna am lucrat așa și am dat rezultat foarte mult.
Și un catamaran de ăsta, aveți acolo condiții sau pe pregătire fizică, pe alergări asta sau? Nu, din păcate noi am fi preferat dacă sus la Rusu sau undeva ar fi fost o sală de antrenament, am fi putut face cantonament județean. Și acolo la Rusu nu există? Nu există sală, era cazare, acolo puteam să aici Rubi Eleche și a luat un picior în nas, n-a fost atent, da. Și a luat un picior în nas și curgea puțin sânge, nu-i ok, nu, la noi nu-i permis să lucrez cu sânge. Nu, s-a lovit puțin la nas și le-a pus puțin să nu mai... Se întâmplă, automat, făcând contact, se întâmplă să te lovești puțin, dar nu e... S-au ridicat și au continuat meciul. Aici e meciul din înainte, este Bunarul cu... Kelemen, ăsta e cel micuț, e mic față de ceilalți în categorie și în vârstă. Bunarul având și el și Colteve, aici a fost un meci piramidal, play sportiv, da. Luptând fiecare cu fiecare. Cel mai bun a câștigat locul 1. Locul 1, locul 2, locul 3, depinde câte meciuri a câștigat. Cel micuț este mic în kilograme, diferența între... E cel blond, așa că... Cel blond este cel mai înalt și celălalt micuț este de la Vulcan, fratele lui Ștefan, care a fost aici în studio, da, înainte. E un luptător foarte bun. E excelent, numai că e mic în categorie față de restul. El are undeva la 35 de kg, ăștia alții au la 58, 60. Bine, aici e demonstrativ. Da, nu, l-au și protejat ceilalți. Da. Este, da, să vadă cei noi cum se luptă, să vadă părinții care au venit noi cu proba de luptă cum este, să știe ce așteaptă pe copii în momentul când îi lasă să meargă la o competiție. Că da. Pot să o descopă pe copii, însă zic, e foarte bun, dar părintele să nu mai aibă habar ce înseamnă lupta de taekwondo. Da, da, aici. Și atunci noi am făcut câteva meciuri ca părinții care au copii noi la sală sau nu au văzut să se vadă cam ce înseamnă. Cei Bunaru și Colteve au încercat să lucreze cu Bogdan tehnic, să nu-l accidenteze, să nu-l lovească. Cel micuț îi mai se bagă puțin mai tare, lăsându-l să și lucreze. E foarte bun, a câștigat pe categoria lui, nu bate niciunul la nivel național. Nu bate. Nu. I-a văzut și la demonstrație, a făcut demonstrație, da, da. E cel micuț care a făcut demonstrație cu cel de la Vulcan. Ei are abilități foarte bune. Se va dezvolta înălțime, numai că e micuț, de așa a fost el de la început. Eu sper că la 15-16 ani să se dezvolte mult înălțime. Să fie mai înalt, să rămână micuț, că atunci e dezavantajat de înălțime. Spune de părinți, că părinții lui, dar și ceilalți părinți, aleți telespectatorii care au edificator, că iată nu e, și mai ales că și la fete sunt. Da, dar avem și un meci de fete, probabil că o să se vadă puțin mai încolo, am avut și două fete care s-au bătut. Este în regulă, deci nu se întâmplă nimic, n-am avut accidentări. Niciodată, de când sunt taekwondo, n-a fost niciodată accidentare gravă. Să se rupă vreo mână, vreo picior, doamne prește sau altceva. Nu are cum. Acum lovituri pe ficat sau ceva, ca și în box, ca și orice, în stilul de contact sunt, dar nu se întâmplă, nu agravează, nu sunt văzut lucruri de... Comparativ așa, în box sunt lovituri mult mai dure la ficat, pentru că e mai aproape, impactul este mai... Nu, e și plus că aici ai protecțiile alea pe picioare, botoșeia, n-ai voie să lucrezi fără ele. Aici trebuie să fii foarte atent să aperi partea din față unde nu e casca. Da. Atunci nu pățești nimic. Dacă ții brațele unde trebuie, nu pățești nimic, punctajul fiind partea din față până la centură. Deci nu ai voie după cap, n-ai voie în spate. Vedeți, Bunarul aici a căzut, dacă l-atingi și caz atingi solul cu mâna, automat ești penalizat. Și la 3 penalizări ți se scade un punct. Trebuie să stai cu picioarele pe sol, să fii atent în caz. Lovitura nu ți se pune, dacă aplici o lovitură și ai căzut, atins solul cu mâna, nu ți se pune lovitura respectivă. Trebuie să nu ieși de pe suprafața afară, să stai pe suprafața albastră. Dacă ieși de pe suprafața albastră, vedeți cum ai ieșit cel micuț, va lua penalizarea, acum vedeți? Arbitrul l-a dus, i-a arătat că a ieșit afară, trebuie să stai acolo, pentru că dacă era un ring cu corzi, nu aveai unde să fugi. Deci sunt câteva lucruri, trebuie să fii atent în timpul ăsta la toate, și la adversar, și unde te afli orientat în spațiu și... Nu e atât de simplu cum ar părea, zice uneva, păi eu puteam să fac, nu e chiar atât de simplu. Dar e bine, avem foarte mulți copii talentați. Eu zic că este un sport frumos, m-am obișnuit eu cu el, dar asta se vede și prin faptul că avem foarte mulți sportivi, facem treabă bună cu ei, chiar de la vârste mici, ați văzut ce micuți sunt. Ai văzut, la vârste mici ce poate să facă? Prin a face jaloane, a lovi ținta la înălțimi, a lovi mici tehnici, încât ei pune să facă tehnica pe palmar, încât ei sunt atrași de palmar, de ținte, de jocuri din astea și încet îi învață, îi vede pe ceilalți ce au de făcut. Tot erau, chiar m-am amuzat că erau doi copilași mai mici
Și a văzut pe ei cu luptă, a venit acum mai noi la noi la club, zice, noi când o să luptăm și noi vrem să ne batem aici. Tot vreau să intre și ei să lupte. Și în toamnă o să facem o competiție de luptă. O să fie puțin mai mică, nu o să fie așa, o să restrângem, cred că la Petrila o să facem sau la Vulcan, să vedem unde o să avem posibilitatea de a obține sala, pentru că vrem să facem puțin mai micuță, să facem minus 10 ani, minus 12, să nu facem și restul. Și este foarte în veste, să punem cască pe ei, să îi formăm pe cei micuți pentru luptă. Și pe cei vechi să nu îi băgăm la luptă, să facem sparring-uri de antrenament. Și atunci aici este se consultă arbitrii, vezi câteva probleme în care s-a întâmplat în meci, anumite lucruri, ei fiind arbitru în formare, Andy Ambruș de la Deva le explică, fiind arbitru vechi, experimentat, a luat de la ei, toți arbitrii sunt de la noi, sunt acum în formare, fac școalele deci de arbitri, da, în colțuri, sunt ai noștri, ei fac școlile de arbitri acum, în toamnă vor da testul de arbitraj și primăvară vor începe să arbitreze. I-au luat un prim test deja și sunt la a doua competiție la care arbitrează. Acum încerc să se conformeze la noile regulamente, s-a schimbat puțin regulamentul, este mai dificil. S-a uitat Andy Ambrus, s-a uitat pe fișă, unde a văzut că ceva nu a fost chiar 100% concret, au avut ei întrebări, au întrebat și le-a explicat cum se procedează în anumite cazuri. Da. Nu neapărat că n-au știut să facă ceva. Poate au avut rolul. Și așa se formează. Deci asta zic că competițiile astea au un rol foarte mare. Eu sunt mulțumit pentru că n-au fost cazuri, au arbitrat destul de corect și la toate probele și n-au fost cazuri de a avea contestații sau altceva. Și eu vorbesc cu sportivii pentru că ei sunt cei care simt. Aici este o luptă de fete. Ei, sportivii sunt cei care simt dacă au fost furați sau nu și n-am avut cazuri din astea. E furați în propriu spus. Poate nu, dar din greșeală, că nu există. La noi, dacă ați văzut, există o echipă, nici la campionatele mari, să știți, la noi în taekwondo nu prea. Sunt inclinații a ține puțin spre anumite cluburi când te bază la hierarhie pentru locul 1, locul 2. Dar nu fură neapărat sportivii, trebuie să fie atât de bun încât să nu-i dai motiv arbitrului să lasă la trecea. Și mai să trece mai mare cu cât te ai simțit cumva că... Și bine, poate chestia te se ambiționează. Că dacă ești la egalitate, ce se întâmplă arbitrii? Dacă ești la egalitate, atunci poți să zic că ăștia sunt egali, hai să-i dăm la ăștia de la Delta, că au bani mai mult sau la mă rog. Știți, dar tu trebuie să fii atât de bun să te pregătești încât să nu-i dai acea ocazie, altfel nu te fură. Sau poate nu vede o arbitră ce se întâmplă la bridaj, poate nu vede o lovitură pe care o execuți corect și el nu ți-o punctează dacă nu vede cal. Și tu zici, i-am dat la lovituri de numai. Trebuie să fii atent unde le dai și să fie clar. Sunt patru arbitri și un cobriț oficial. Da. Și obligatoriu. Obligatoriu și se confruntă alea cu... Da. Sunt fișele, uitați aici, fetele se bat, fetele sunt mai ambițioase și sunt mai rele de obicei ca băieții. Cu toate că sunt amândouă pe categorie, fac echipă, ne batem la echipe cu celelalte, se cunosc, ele concurează de vreo 4 ani în competiții împreună. Și deci cum se numesc? Cea cu roșu este Sipoș Lorena de aici din Petroșani și cealaltă este Cale Larisa din Petrila, cea cu cască albastră. Sfete care, cea cu cască albastră a luat la tur locul întâi, a luptă, acum nu mai știu ce loc a luat, mi se pare că a câștigat Lorena. 13 ani. 13 ani. De 4 ani ele concurează la nivel național. Sunt copii care am început eu cu ei, taekwondo, în Valea Jiului. Copii care au 4 ani, merg acum pe 5 ani de practică, se vede puțin. Au și rezultate, ne-au dus Valea Jiului la un nivel în care meritoriu acolo sus să știe că existăm și nu suntem doar participați la competiții, suntem și la un nivel ridicat și ați văzut că cei care vin, am adus câteva cluburi din altă parte, ce au rămas surprinși. Chiar și Andy și Cosmin au zis ce frumos a schimbat Petroșaniu, Valea Jiului. Păi, e o realitate. Ce să... Așteptăm acum, vrem, asta a fost competiția mai mică, noi vrem cu, de suma, ajuns, sume, așa nu se vede, e o muncă mare în spate, ca să organizezi chiar și un campionat mic. Noi acum chiar am vorbit cu copiii, sunt de acord să ne pregătim pentru să facem o Cupa României în Petroșani. Da. Aici avem nevoie de ceva bani. Eu am zis că să mergem să vorbim în special cu cei de la hoteluri. Am avea un sprijin, am avea nevoie să ne ajute cu cazarea arbitrului. Acolo ne-ar durea cel mai mult, cea mai mare problemă cu
Atunci una din probleme a fi rezolvată și cred că și câțiva din factorii comerciali care au restaurante și așa mai departe ar fi bine dacă s-ar implica puțin, pentru că apoi ar avea și de câștigat pe partea cealaltă. Da, adică, nu, cazarea le-ar veni, că s-ar întoarce. Da, cazarea, mâncarea ei consumă, automat vin să mănânce, da, automat da, se întoarce din cheltuială înapoi, chiar dacă și unii nu te sunt foarte pretențioși la, adică, ca și... Plus că ei mai trec mult să vin în zonă, chiar și la Timișoara vin în vara asta o echipă, vin, vor să meargă în Straja, că m-au contactat și mi-au zis că merg dacă le pun și sala la dispoziție pentru câteva antrenamente. Deci da, vine echipa din Timișoara, o echipă bună de seniori. Vine în Straja, merg în Straja, vedeți, ei vin și în excursii, apoi dacă au mai fost în zonă, ei se reîntorc în zonele în care le-au plăcut, în zonele de munte, și vrem să-i aducem încât să-i localizăm să vină și Iana pentru domeniul schiar. Iată o posibilitate, deci nu ai sensibilizat, nu ai avut un dialog cu cei care au, să zicem, care au cabana rusul, domnilor. Nu e mai lucru să o sală. Da, era bine dacă era o sală. Deci, păi, nu, au, că nu au, nu au. Nu au, nu există. Nu la Rusul Sus nu există, nu există sală. Am înțeles că ar fi un balon, ceva, dar nu poți să faci. Am putea să facem acolo stagiu de pregătire. Putem să facem, să aducem echipa națională acolo. Să pregătim echipa națională aici. Păi, dar cineva trebuie să vină să ne ajute. Deci acoperi un teren sintetic. Nu știu, așa am înțeles, eu nu l-am văzut. Va trebui să mă duc să vorbesc, nici nu știu cine. Nu știu, un teren sintetic, un teren sintetic și acolo s-ar putea, nu? Da, dar la noi plouă. Nu poți să faci în ploaie ca la fel. Nu, dar în balonul ăla acolo, că nu plouă. Nu știu cum e. Eu nu l-am văzut. A zis cineva că, wow, da, este balon acolo. Nu știu, va trebui să mă duc să văd și să încercăm să eu zic că nu, ar fi o chestie. Dar totuși, dacă era o sală de antrenament, se puteau face foarte multe cantonamente, nu numai de taekwondo, și de alte sporturi și handball și alte. Da, ca să aibă un fel de sală de forță, așa, ca să facă... Că există... Că plouă și m-a pus cum e arte marțiale astea. A zis, da, îți trebuie să ai o sală de antrenament, nu, nu poți să le faci. Sală, dar eu zic ok, că poți să faci urci pe munte, alegi, dar totuși acolo e ideal. Poți să faci campionate acolo. Da, da. Deci da, dacă da, aveai o sală de sport frumoasă acolo, și poți să faci campionate. Da, poți să faci acolo. Acolo lumea, de acolo îți coboară și în oraș, pentru că lumea nu stă numai pe munte. Sigur, Drumul nu l-ai făcut bine pentru că... E o propunere care trebuie... De asta am și adus-o, poate cineva să se sesizează, vrea să facă investiții acolo. Ne-ar ajuta și pe noi, i-ar ajuta pe toată lumea. Cred. Dar n-ai avut așa niciun dialog cu domnul. N-am avut, m-am gândit, dar n-am avut ocazia să discut. Nu mă învârt în cercurile astea mari în care să... Da, dar trebuie să... Nu am acces, de exemplu, la domnul Simota, care știu că conduce acolo, să mă duc la el să vă... Păi ce acces asta? Să mă duc, am ajutat odată pentru sponsorizare la birou și m-a luat secretarea dumnealui de acolo. Ce vrei, nu știu ce, m-a luat acolo, la șutul de mine, am venit să mă duc acolo. Lasă-mă, domnule, că sportul tău de aici, lasă-mă. Păi nu, deci, cum e cazul lui Alin Simota, păi are o grămadă de probleme, chiar să avem pretenții și așa. Eu m-am dus să-mi fac o programare și m-am luat la șutul. Deci am zis, nu, cu ce să discutăm. Deci are acoperire așa într-un anumit fel, pentru că s-a săturat de fotbal, dar minte, unde cheltuielile sunt majore. Dar sunt atâția oameni de aici care dar putea să... Dar sunt și alții care... Poate dacă am mai văzut aici, uite, părinții au mai văzut. Dar avem implicare. Aici și părinți care sunt, au anumite funcții, au, nu? Sunt copii de oameni cu influență care nu trebuie să atât să realizeze că de fapt ceea ce faci tu aici cu eforturi extraordinare și cu banii, știu eu... Au venit părinții aici, le mulțumesc pentru că au venit în sprijin de fiecare dată când le-am solicitat. Părinții au venit cu sprijin financiar și moral și de toate m-au susținut în toate felurile care au putut ei. De câte ori le-am solicitat ceva, au fost lângă mine, deci am o relație destul de bună cu părinții. Eu sper să fie și ei mulțumiți ceea ce fac pentru copii. Încerc să fiu, să mulțumesc pe toată lumea, dar nu pot să mulțumesc chiar întotdeauna pe toți. Păi, practic, ce? De unde? Pretențiile lor ce să? Că copilul își face... Da, pretențiile lor sunt ca copiii lor să fie cei mai buni. Păi, de acord, de acord, dar iată cum câștig există. Deci investiția aia, da, că trebuie să spunem că tu... absolut justificat o taxă. Da, iar, acum competiția asta a costat, să vă și zic, competiția asta, scrierea la competiția asta de fiecare copil a costat 20 de lei. Pentru fiecare copil? Da, fiecare 20 copil. De și lei. Noi asta ați văzut că ne-am luat și suc și ciocolată și cum? Am adus medic, omul cu stație și așa mai departe. Plus că ne-a ajutat primăria cu restul. Deci
toate costă, o trebuie să fac aparatul la de sărituri. Deci da. Nu, eu niciodată nu mi-am calculat toate mărunțișurile alea costă. Da, care costă bani. Trebuie să fac tatami, bucata cealaltă de tatami de la Petila la Petrușa, mi-a costat benzina cu mașina care am adus și așa mai departe. Deci te costă o grămadă de alte lucruri. Îți minore, nu sunt sume mari, dar se simt. Făcând se simt. Să iei saci de gunoi, să iei multe lucruri care, în un moment dat, se adună. Pentru un părinte îți dai 20 de lei? Nu e mult. Au mai fost unul, doi copii care nu și-au permis suma. I-am ajutat din, pentru că ne-a ajutat primăria cu banii ăștia și noi i-am ajutat pe cei adică doi. Adică nu le-ai... Să... Nu, i-ai... Da, am văzut că vă să intre, hai da, să da, ajut, sigur, că nu e o problemă. Iată că nu e, poate sunt binevenite exemplele astea, Ionuț, cred eu, că, uite, avem posibilitatea să mediatizăm chestia asta și să arătăm telespectatorilor exact, că poate li se pare unora că ce, pentru la ce folosește, dar iată că la ce da, folosește. Noi suntem apreciați, am văzut, așa punem și pe stradă, și prietenii copiilor și toți și la comentariile de pe Facebook. Așa, noi vedem că suntem destul de apreciați în Valea Jiului pentru ceea ce facem. Suntem apreciați pentru sportul care facem, plus că nu, copiii de la noi nu sunt niște golani, sunt da, exemple, destul de normal. Exemple pe unde sunt. Chiar dacă unii mai fac și prostii, poate mai e vreunul, doi, că sunt copii și da. Da, eu știu ce fac, ei nu pot să-i contabilizez. Da, ușor, 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 se reglează. Ei încet, încet se reglează și e o regulă. Și o mare atribuție aveți dumneavoastră cu Capital TV, care ne ajutați de fiecare dată să arătăm ceea ce facem. Munca noastră nu este în zadar și altfel nu am putea să arătăm de exemplu că cei mici la 4 ani pot să concureze într-o competiție de arte marțiale unde toți se gândesc, doamne, se bat acolo, îi dă în gură. Ați văzut că este probe în care le faci fără să te bați, fără să atingi special. Sigur. Și copilul se formeze încet, încet. Ați văzut, până la 10 ani, 9 ani, nu luptă, doar dacă are calități. Da, abia da. La 11-12 ani este, de exemplu, Chirica Cristian, de ce vreau să remarc, îl avem la noi de vreo 4-5 ani de zile. El nu, nici părinții n-au fost de acord să-l bag pe luptă, nici el n-a avut caracterul de a lupta. La 4-5 ani am format tehnic, luptă în sală, într-adevăr, dar nu pe competiții unde deja e mai dur puțin, ca în sală. Și iată că a luat premiul loc întâi, a fost cu el la un campionat național, mi-a luat medalile, a fost cu el la cupă la Sibiu, a luat ceva și pe acolo, aici acum la Tun se vede experiența din spate, a luat loc întâi și deja începe să intre și pe lupte. Deja se simte, deja are 10 ani, deja începe să se simte și uitați că avem un câștig. De asta zic, ei nu trebuie să se bată sau ceva ca da, să da, de fapt, de asta am și vrut să arătăm, dacă nu erați dumneavoastră cu televiziunea, nu puteam să arătăm lucrurile astea. Sunt mulți părinți care numai pentru că lucrăm cu dumneavoastră, eu așa spun că lucrăm cu dumneavoastră, avem un parteneriat noi și dumneavoastră în care ne ajutăm reciproc și doar pentru că venim la Capital TV, avem emisiuni cu dumneavoastră și ăsta încearcă și-au schimbat ca operatorii de cablu și așa mai departe. Ca au să fost pe alte rețele și... Pe alte rețele s-au trecut, mulți regretă că nu au, de exemplu, un aeroport, se plâng. A, pe nu aprind, nu știu pe unde să mă duc, la care prieten să văd. În Vulcan, la fel, este o problemă da. Acolo, că nu prind toți numai câțiva. Zic, lasă că mă duc la prietenul ăla să văd. Deci, na, sunt câteva mici lucruri, dar ei vor să vadă și mulți prieteni mi-au zis, a, v-am urmărit, v-am văzut la Capital sau așa ceva. Deci, e un ajutor destul de mare pentru noi, ceea ce facem ca metezizare a sportului a taekwondo, pentru că taekwondo a fost destul de mic în comparație cu celelalte discipline de arte marțiale, cum sunt ceilalți colegi ai mei, care sunt vechi, de 20 de ani, sunt tetrați cu rezultate bune. Avem aici în Valea Jiului, avem arte marțiale, stau la vârf, nivel foarte mare de nivel de țară și internațional și mie mi-a fost greu ca să mă integrez între ei. Ei, același având prioritate, se deschideau ușile, au campioni, noi fiind mai mici, încercând să creștem încet, încet, uite, încet, încet am ajuns să ajungem și noi aproape de ei. Poate nu știm dacă suntem la nivel, oricum nu. Nu poți să faci o comparație că nici nu ești din acelea sporturi. Dar toți au aceeași muncă, toți au același merit pentru ceea ce fac în sportul lor și ne-am încercat să ne ridicăm la nivelul să ajungem acolo. Ca taekwondo să facem renumit și noi Valea Jiului și iată că am reușit cât am putut și o să realizez cât am putut să realizez, ești într-o frumoasă ascensiune din punct de vedere numeric cel puțin și asta a fost dorința mea, că am văzut acolo, eu care am așa să zic sportul în sânge,
Am considerat, deci trebuie să spun telespectatorului că nu avem așa o chestie, nu ne-am cunoscut înainte, Ionuț, nu? Dar am realizat că faci lucruri extraordinare și dacă vrei mă consider așa un reprezentant al părinților și cu precăderea celor care au posibilități modeste de a-și da copilul să facă sport. Și eu realizez și încă o dată mă bucur că, uite, și cu prilejul acestei competiții Cupa Băiejiului, am reușit să-i conving pe toți locuitorii Băiejiului că, iată, ăsta este un sport care, cel puțin de la vârstă fragedă, e accesibil pentru toți copiii. Eu sper că autoritățile locale din toate orașele Băiejiului, este clar că măcar atât să facă, că nu este, nu știu, dovadă cu competiții, că asta a costat o bombărită, da, 20 de lei. I-a dat cu... Dar sunt unii, cum spuneai și tu, care nu au această curie. Și a trebuit să... Și eu într-o emisiune, am avut în emisiunea trecută, de vinerea trecută, am avut plăcerea și amabilitatea din partea domnului primar Dănuț Buhăiescu la Uricar, se merge acolo, un om extraordinar din punct de vedere al sportului, un primar care ar trebui să fie toți primarii la nivel național, mi-aș dori eu, ca iubitor de sport, să fie ca el, care are deschidere la această chestie. Și eu cred, îi sugeram acolo, că cred că o să mai prind o dată pe domnul Buhăiescu la o emisiune de data asta în studio, aici, să detaliem aceste probleme, că domnul are și soluții pertinente, mi s-a părut mie, de a ajuta și a propune, pentru ca să scoatem sportul din declinul ăsta care este acum. Și eu i-am sugerat atunci și a fost de acord în principiu că să facem o competiție, o academie, că să a Băiejiului, de o academie sportivă a Băiejiului, nu numai de fotbal și de sport. Și eu cred că Ionuț, eu cred că ai putea să te extinzi, deci este valabil pentru toate stilurile astea, și pentru domnul Polifronie, și pentru domnul de la Vulcan, care tot da, Florin Mârza. Da, Florin Mârza. Am văzut că între voi, am zis că între voi este un respect și... Adică nu există că stilul meu e mai așa, nu. Nu există. Există stilul care ți se potrivește și stilul care nu ți se potrivește. Asta e singura... Eu zic că toată Valea Jiu ar trebui să... Și mă bucur că, uite, tu ușor îți pregătești și schimbul de mânecă, ai și instructor. Deci cum e Ramona... Câți ani are Ramona? Are 17 ani. 17 ani. El se familiarează și cu asta, cu arbitru, și că instructorul a văzut-o că ea e coordonat pe ea mici acolo. Eu am reușit. Sunt toți pentru că eu lucrez cu ei în sală și pun, tu faci asta, tu faci asta. Este Filimon Dorel, care se ocupă, Kelemen Dragoș, care a fost și aici, Ștefan, care a fost. Acum îl formez pe Elechi și pe Robert să fie un lider în sală și încet, încet, să, când va fi de 16-17 ani, să poată să predea la cei mici. Deci ei se formează. Eu sper că ei să nu plece, toți vor să plece. Asta e singura problemă, pentru că nu se creează locuri de muncă în vale. Trebuie să creeze, să aducă investitori, a putea să menține valorile. Nu am mai o problemă asta, toți. Ei toți vor să plece și să-și găsească, vor să intre în armată, vor să intre în alte sisteme. E foarte bine, nu e rău, iată că sportul și cu pregătire vor și rămâne suficienți încât să poată facă treaba. Eu mulțumesc tuturor care se implică în sport, în special oamenilor care vor să ajute copiii ca să devină o societate cât mai bună, și sperăm să fie alături de noi pentru ceea ce urmează să facem. Noi vă mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi și noastră și publicului, și mulțumim întregii voi pentru că ne susțin și la nivel național, nu numai local. Mulțumim primăriilor care ne ajută, și în special primăria Petrășan și primăria Petrila, care fac lucruri frumoase pentru copii în general, pentru toți, nu numai pentru noi, și pentru noi și pentru restul, și apreciem lucrurile astea la ei. Sperăm că și primăria Vulcan să se alăture celorlalte, pentru că pot să-ți ajuți puțin copiii să-i atras sau măcar să le dai o atenție, cât de cât să le acorzi o șansă. Eu zic că e ok și vom face treaba bună. Nu vom face Valea Jiului de rușine. Ionuț, încă o dată mă bucur că ai reușit să faci și ai reușit să arătăm telespectatorilor și tuturor celor care răspund de sine sportului Valea Jiului că, iată, se poate cu mijloace modeste. Iată, tu ești un exemplu concludent că acolo unde este pasiune și dragoste pentru sport se pot realiza lucruri frumoase. Stimați telespectatori, dacă ne-ați urmărit,
Vă mulțumim și vă dorim în continuare seară plăcută. La revedere!